Bună seara, Marei! Bună, bună, Iuliana! Ce faci? Cum te simți? Toate Mă bune, bucur. răbdătoare. Să facem Foarte următoarea investigație. bine. Ok. Să ne prezentăm înainte. Numele meu este Iuliana Vlășceanu și sunt hipnooperator al Academiei Calogero Grifasi, în timp ce colega mea, Mari, este suport telepatic în cadrul aceleași academii. Astăzi vom efectua protocolul numărul 1 din ciclul de investigații 129. Așa cum bine știți, protocolul este definit ca mixt, format din două părți, o parte fixă, iar a doua parte explorare liberă. Toate suporturile telepatice în cazul nostru, Mari, nu cunosc tema pentru a fi cât mai puțin contaminată, parazitată. Foarte bine, Mari, pregătește-te pentru inducție. Da, sunt gata. Eu voi începe să număr descrescător de la 5 la 1. În timp ce eu număr, corpul tău se va relaxa încet. 5. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult cu fiecare respirație și simți corpul tău îngreunându-se din ce în ce mai mult cu fiecare cuvânt al meu. 4. Acum mintea ta începe să se facă din ce în ce mai puțin prezentă. 3. Ești relaxată și corpul tău devine din ce în ce mai greu. 2. Din acest moment, orice zgomot sau mișcare din jurul tău te va relaxa din ce în ce mai mult, scufundându-se greu, profund. 1. Respiră profund. Acum, Mari, număr de la 1 la 3, iar la 3 asculți frecvențele vibraționale inerente Sfântului Graal și îmi spui ce simți. 1, 2, 3. Frecvențele și mi-a părut ca un fel de pahar de aur. Da. Și văd că în jurul paharului respectiv sunt niște frecvențe sferice care aproape că se intersectează unele cu alte. Unul vine din dreapta, unul vine din stânga și frecvențele astea aproape că se intersectează între ele și sunt sferice și merg în jurul paharului respectiv. Ca și cum ar da ocol în jurul paharului. Iar frecvențele între ele aproape că se ating între ele. Sunt de culoare aurie. Da. Și văd că se perpetuă în univers, ceea ce ajunge la paharul ăsta care îl văd eu, e de fapt o mică parte dintr-o frecvență enormă care vine din univers, are o formă circulară mare de tot care se pierde în univers.
Iar o mică părticică atinge acest pahar, să zic, 1% din frecvența asta enormă care vine din univers. Se pierde în univers oricum. Așa văd frecvența Sfântului Graal. Mai percep ceva? Vine să zic că e generată de Sfântul Graal. E generată și se perpetuă, din el se perpetuă. Ok. E un fel de generator de frecvențe, ceea ce eu îl văd ca pe un pahar cu picior, de fapt e o tehnologie, e un generator. Ochii mei îl deslușesc în felul ăsta, dar de fapt el are altă formă, e o tehnologie, un generator de frecvențe. Am înțeles. Pot să zic perpetue. Foarte bine, Mari. Vezi vreo diferență între ceea ce evocă termenul Graal și termenul Sfântul Graal? Da, nu sau nu, doar parțial? Nu, nu. Ok. Ce este Sfântul Graal? Îmi vine să zic că în ceea ce privește cuvântul, efectiv, Sfântul e un cuvânt dat de către noi creștini în general pentru a-i da o importanță enormă la obiectul ăsta și de a-i da un calificativ divin, Sfântul divin, ceva de cu putere extraordinare. Graal. Graal îmi vine ca un fel de, îmi răsună ca și cum ar fi un câmp, Graal. Un câmp, e un generator de câmp energetic. Am Un înțeles. generator de un câmp energetic. Ok. Așa îl văd. Foarte bine, Mare. Care sunt cele mai importante caracteristici pe care le simți că îi aparțin? Vine să zic că e o tehnologie extraterestră Da. de creare unui câmp energetic de frecvențe foarte înalte, care noi le-am denumit frecvențe divine, de asta le și vedem auric, pentru că aurul, culoarea aurului, galbenul, e asociat al divinului. Deci, niște frecvențe divine, niște frecvențe de aur divine, cine intră în posesul tehnologiei acesteia, da, se simte ca și cum ar fi luminat, ca și cum ar atinge cu mâna paradisul, ar înțelege universul, ar avea un acces la un izvor al cunoștinței. Se detașează de material și înțelege sensul universului. Universul nu se bazează pe lumea materială, e altceva mai mult de atât. Da. Am înțeles. Alte caracteristici. Nu văd altceva decât doar ce observi, ce percepi. Deci percep ca și cum în interiorul obiectului pe care eu îl văd, e un fel de obiect cilindric,
În interior e o serpentină, un fel de... o serpentină dintr-un material care nu există, dintr-un aliaj, un material, un metal care nu există pe pământul nostru, care vibrează, creează niște vibrații extrem de înalte, care percepute de creierul nostru, de undele noastre cerebrale, îți deschide alte orizonturi. Serpentina asta e ca un fel de cum să zic, de arc. Uh-huh. Un fel de arc dintr-un material necunoscut nou, inclus într-un cilindru. Okay. Pare ar fi de aur, ceea ce noi denumim aur, dar de fapt e un material extraterestru care nu există pe Terra. Înțeles. Mergem mai departe, Mari. La 3, cauți motivul ezoteric pentru care Sfântul Graal i-au fost atribuite diverse semnificații și conotații de-a lungul istoriei. 1, 2, 3. Îmi vine să zic că a fost creat de către niște extraterestri pe care noi îi vedem ca niște îngeri. Și scopul lui era exact ăsta, de a-ți deschide mintea, de a-ți deschide conștiința, de a vedea că dincolo de material e altceva. E lumea asta spirituală extrem de înaltă, nivelurile astea de viață dincolo de ale noastre. Și văd doi îngeri care nu sunt, așa îi vedem noi îngeri, dar de fapt ei sunt niște extraterestri și îmi vine să zic că sunt ar fi pleiadienii. Uh-huh. Au un aspect foarte frumos, foarte delicat. Aproape că n-ar avea sex. Nu știu. Disting că unul ar fi o... are niște caracteristici mai feminine și celălalt niște caracteristici mai masculine. Dar oricum, în ansamblu, îi văd foarte delicați, foarte frumoși, foarte... care îți creează încredere, delicatețe și care consemnează, dăruiește pământului cilindrul ăsta, care noi am dat numele de Graal, care e un creator de câmpuri energetice extrem de înalte, care te pun în conexiune cu planurile superioare ale universului, cu planurile pozitive, cu dimensiunile pozitive înalte ale universului, în care nu există dualism, nu există rău. Rău nu se cunoaște cu sensul cuvântului rău. Cine intră în posesia sau e în... prin preajma câmpului energetic respectiv al Graalului, a Sfântului Graal, dintr-o dată crește spiritual și înțelege, îi se deschid noi sensuri, noi îi se deschide conștiința, îi se umple conștiința de cunoaștere. Da, am înțeles. Mai percep ceva? E atât de frumos, de interesant. Aș vrea și eu să fiu în locul tău. E senzația care o simt. E o senzație de dragoste, de căldură, de aparținere la ceva mult mai superior decât unde suntem. E...
senzația că promisia de a ajunge acolo există, e reală, se poate ajunge. Am înțeles. Foarte frumos. Ce imagini sau simboluri vizualizezi sau percepi ca fiind conectate la Sfântul Graal? Văd un triunghi făcut din puncte. Da. Un triunghi echilateral făcut din trei puncte. O fiecare latură e constituită din trei puncte. Trei puncte, trei puncte, trei puncte și un punct central. Cu vârful în sus îl văd. Da. Așa. Altceva? Și mai văd o împletitură ca niște spicuri de grâu în jurul cilindrului. Eu acum, înainte îl vedeam ca pe un pahar, acum de fapt îl văd ca pe un cilindru. Paharul e tot un cilindru la urma urmei. Deci e ca pe un cilindru și cilindrul ăsta acum începe să devină, să nu mai fie chiar rotund perfect, e hexagonal, are marginile hexagonale, foarte puțin. Și în jurul cilindrului văd brâul ăsta de spice de grâu, care, nu știu, e ceva cu fertilitatea, cu pământul, cu terra, cu Gaia. Care este semnificația? Care este semnificația simbolurilor care au apărut? Deci de grâu, semnificația e ceva legat de fecundație, de viață, de terra, de Gaia, de continuitate. În schimb, triunghiul care îl văd în mijloc e ceva legat de spiritualitate. Asta e tot? E ceva legat de dimensiuni. Ca și cum la baza triunghiului, deci are o bază și un vârf. Baza ar fi dimensiunile joase și vârful ar fi dimensiunea cea mai înaltă și cea mai superioară și restul sunt diferite dimensiuni, diferite etape ale vieții, ale universului, ale un fel de ierarhie, de scară. Da. Ok. Alte simboluri nu mai văd. Bine, mergem în continuare. Există evenimente istorice pe care le percepi a fi asociate cu Sfântul Graal, dar nu sau doar parțial? Bine să zic, parțial. Care sunt acestea și cum sunt conectate? Văd că a fost utilizat în antichitate. Și ca un mod de a se conecta cu ceea ce noi numim îngeri, dar de fapt am zis că sunt niște, îi văd ca pe niște extraterestri pleiadieni, de a se conecta cu niște creaturi superioare, creaturi care pentru noi ar fi divine. Și scopul e de a crește spiritual, de a cere sfatul, nu neapărat ajutorul fizic, cât sfatul de a trece peste niște obstacole, sfaturi, iar răspunsurile din partea lor vin mereu în metafore, văd. Deci nu vine explicit, trebuie să faci așa, așa, așa. Îți vine transmis în metafore și vine interpretat de către om. Dar am zis că
Și are diferite momente importante, văd, în care a fost, cine a intrat în posesia lui, a într-un fel am cam, am, da, pot să zic că și a modificat indirect cursul istoriei. Vine apărat de mii de ani. Da. Există niște apărători ai Sfântului Graal care sunt secreți, care îl transmit din generație în generație. Văd că sunt anumite generații care nici măcar nu au pus în funcție Graalul ăsta, Sfântul Graal. A fost pus în funcție doar în anumite momente critice ale umanității în care ei au fost contactați, au trimis un mesaj, mesajul a fost interpretat de către umani, interpretat bine și au reușit să schimbă cursul, evoluția istorică a umanității. Pot să zic că și în ziua de astăzi există undeva, apărat foarte bine de către o societate secretă și îmi vine să zic că sunt niște oameni umili. Deci nu sunt o societate pompoasă prefăcută de ritualuri, de haine, de semne. Sunt niște oameni umili, pot să zic chiar săraci, care trec neobservați în fața umanității. Dar ei îl conservă și îl păstrează, îl conservă, îl păzesc cu prețul vieții, da, și îl predau la următoarea generație. Da. Nu știu exact ce poate să facă, dar știu că are o putere extrem de mare. Și nu oricine intră în rezonanță cu acest obiect. Zici, degeaba ești la în mână dacă corpul tău, vibrația ta nu intră în rezonanță. Nu se deschide către obiectul ăsta. Trebuie să intre în rezonanță. Ca și cum ar fi alesul. Sunt puține persoane care intră în rezonanță cu Graalul, cu Sfântul Graal și care reușesc să perceapă energia și să acceadă la ceea ce li se deschide în fața ochilor. Sunt niște persoane alese. Uh-huh. Am înțeles. Ai ceva să... Nu. Deci alese în sensul nu că îi le-a zis cineva, tu ești alesul. Așa sunt vibrațiile... Frecvențele care... Frecvențele subliminale. Mhm. Uh-huh. Am înțeles. O să revenim la această întrebare. Care sunt locurile civilizate și civilizațiile pe care le simți în legătură cu Sfântul Graal? Văd pe unde a fost și pe unde s-a cam învârtit, să zicem așa, între ghilimele. Uh-huh. Mesopotamia. Da. În... Văd că a circulat o perioadă în partea asta Palestina, Israel, Grecia, în partea Africa de Nord, Etiopia, cam Siria, da, cam pe aici se învârte. Am înțeles. E ceva legat și de templari, văd că și templarii fac parte din asociația asta care e secretă, care îl păzesc. Mm-hmm. Văd că a avut odată și niște drumuri mai nordice, trebuie ascuns prin zone mai îndepărtate și mai puțin accesibile, zone nordice, cum ar fi în Norvegia, Danemarca, trece către Rusia, coboară în jos. Da. Dar oricum în jurul... Acum, în momentul de față, îmi vine să zic că e în Etiopia. Uh-huh. Și sunt niște
localnici care nu dau de bănuit absolut deloc. Ei nici nu știu ce e de fapt, dar știu că trebuie să-l păzească cu prețul vieților. Am înțeles. Da. Am înțeles. În ce mod au legătură locurile și civilizațiile pe care le simți în legătură cu Sfântul Graal? Bine să zic că au legătură pentru că acolo, cam pe aici, s-a format civilizația umană. Din Africa, pe urmă, s-a propagat în Mesopotamia, în părțile Israel. Deci pe unde au fost concentrații mari de umani. Uh-huh. Unde s-au creat începuturile. Da. După care omul a evoluat și s-a organizat mai bine, a înțeles puterea și a început să fie și construite niște sisteme, niște de apărare mai puternice. Deci, dar locurile astea sunt toate unite între ele, spirituale, și se leagă în general în lumea asta spirituală a creștinismului, ai creștinilor. Nu contează ortodoxi, catolici sau copți sau altceva, dar în jurul creștinismului ca în general. Uh-huh. Deci creștini. Creștini în general. Uh-huh. Ok. Mai percep ceva? Deci creștinii ar fi. Da. Noi că în timp s-a deteriorat și aici percepția asta, ar fi să zicem, e ceva de ori legat de spiritualitatea asta originală, nu știu cum să zic, originea credințelor, spiritualității, că există ceva mai mult de atât, că există ceva care noi l-am denumit divin, că există alții care au vrut să ne ghideze, să ne învețe, să ne ridice din punct de vedere energetic, cultural, intelectul. Pe aici a fost, dar nu numai creștinii. Oricum s-a propagat și în lumea asta hindu, dar acolo au alte denumiri, deci mă duc prea departe. Dar oricum, originea spiritualității în general. Mm-hmm. Am înțeles. Eu am înțeles prea puțin. Nu, e în sensul că e atât de mare, deci m-am dus prea mult în urmă. Și atât de vastă aria asta, zona asta spiritualității, că în final cuprinde toate religiile care noi le cunoaștem, dar de fapt la începuturile era doar o religie, o formă de spiritualitate, o formă de cunoștință. Există ceva mai mult de atât, după care a început să se dividă, să ne construim după măsura noastră a umanilor și după puterea noastră a umanilor. Deci a început să schimbe, să ia forme, să ia nume și să se dividă, dar originea principală, originea originilor era una. Dar m-am dus atât de departe în urmă că pot să zic că sunt nu mii de ani în urmă, mai mult de 5.000 de ani în urmă. Mult, mult, mult în urmă. 10.000 de ani în urmă. Ok. Da. De ce a fost adesea asociat mitul pietrei filozofale cu mitul Sfântului Graal? Ce captezi despre asta? Îmi vine să zic, ceea ce mi-ajunge mie,
Cred că sunt mai multe dispozitive din astea în lume. Sunt mai multe dispozitive energetice în lume. Unele s-au pierdut deja, nu se mai cunoaște. Nu se cunoaște existența lor. Altele au ajuns la noi sub formă de mit, cum e mitul Sfântului Graal, dar și mitul Prietenii filozofale, dar și alte care au scopul ăsta de câmpuri energetice, de a te pune în contact cu planuri mult mai înalte, cu dimensiuni mult mai înalte, care noi le vedem spirituale, le vedem divine, dar sunt mai multe. Deci piatra filozofală eu văd mai mult poziționată către zona Indiei. Deci există mai multe dispozitive. Văd un dispozitiv iarăși care e poziționat undeva prin China. Ar mai fi un dispozitiv poziționat undeva în Siberia, dar e într-un ghețar. Pe ăsta nu-l găsește nimeni, că e atât de profund și de... nu se știe nici măcar de existența lui. Da. Mai văd ceva iarăși poziționat în Alaska. Da. În Sud America, pe unde sunt indienii, pieile roșii, indienii care iarăși... Dar ei știu de existența lui. Iarăși ceva dispozitive prin Mexic și știu de existența acestui obiect în zona Mexicului, unde sunt civilitățile pierdute, Maya, Inca și ce mai pe acolo. Deci acolo sunt mai multe dispozitive. Da. Iarăși mă întorc la India, acolo iarăși mai sunt niște dispozitive pierdute. Nu se știe de existența lor. Și mai sunt niște dispozitive în ocean, în Atlantic. Da. Da. În Atlantic văd. Uh-huh. Okay. Cam atâta mi-ajunge. Informațiile astea mi-ajung. Atât mi-ajunge. Ok. Ok. Mergem mai departe. Da. Acum observă ce energii oculte sunt în legătură cu Sfântul Graal. Eu nu văd energii oculte. Nu văd că poate fi utilizat pentru a crea rău. Mm-hmm. Nu văd, pentru că frecvențele celor care creează, manipulează frecvențe oculte, sunt toate negative. Da. Iar energia emanată de către Sfântul Graal e extrem de pozitivă, e pe un plus extrem de mare, care anulează efectul negativ. Deci n-au cum să reacționeze între ele. Dar iarăși mai văd ceva, că o persoană cu frecvențe negative, care face parte dintr-un cult negativ, care oricum vrea să-l folosească în scopul ăsta ocult negativ, nu intră în rezonanță. Degeaba l-au în mână produsul respectiv, că ei nu se deschide, nu reacționează, nu intră în frecvență cu ei. Nu... E un obiect inutil. Ok. Mari, la ce frecvență are Sfântul Graal? Atinge-l. Îmi vine ceva cu 30 sau 300 de mii. Pe pozitiv. Pozitiv. 300 sau 30? Mai mult 300. 300, ok. 300, persoana... nu 300, sper că m-am explicat.
E ok. Mai mi-ai exprimat greșit 300 de mii, că n-am zis, n-am zis zerourile care vin după. Da, ok. Sunt 300 de mii. Sunt... Sunt asta este frecvența... 3 zerouri după pe pozitiv. Sunt 300 de mii. Plus, da. Plus 300 de mii. Așa îl văd. Deci extrem de mare, extrem de mare. Persoana care îi poate activa această, ce frecvență are să activeze cunoașterea, să primească informațiile? Mai puțin. Te ajut? Da. 1, 2, 3. Atingi persoana care are frecvența potrivită să comunice cu gralul. Văd că se poate agăța de frecvența, să se intre în rezonanță de la 30 de mii în sus, deci tot cu 30, deci vedeam mereu 30 de mii. Deci la 300 de mii, aici văd 30 de mii. Deci de aici în sus intră în frecvență, în rezonanță cu gralul. Dar sunt atât de puține persoane care rezonează, care au vibrația asta de 30 de mii, încât câte multe ori sunt generații întregi în care nimeni nu o are. Sau măcar nu intră, nu e în preajma lui, oricum trebuie să fie o frecvență extrem de înalt. Deci frecvența asta care o văd eu e o frecvență umană, care putem să spunem că e frecvența inocenței, pureței, care o mai au copiii. A fost vreo persoană care a putut să comunice? În perioade recente? Da, recente. Dacă nu mergem pe... Activăm... Văd un copil? Da, în ce an? Număr de la 1 la 3 și ești acolo. 1, 2, 3. 1929. Da. Ce s-a întâmplat? A fost atras... În ce țară? Vine să zic că e o țară africană. Da. Deci eu în momentul de față, în ultima perioadă, îl văd că e prin Etiopia. Da. Ce se întâmplă atunci în 1929? Un copil care din jurul grupării, știa, care are grijă de gral. Da. Cum arată acest copilul, grup? Deci parcă niște țărani. Deci par țărani, par săraci, par... bătuți de soartă, nu trec de neobservat, se ocupă cu agricultura, nu au nici foarte mult de mâncat. Și copilul ăsta face parte dintr-o familie care are grijă de obiectul ăsta și văd că a fost atras de multe ori de obiectul ăsta și în final reușește să pună mâinile pe el și când pune mâinile pe el intră în rezonanță cu frecvența lui. Copilul intră într-un fel de meditație. Da. Și rămâne într-o stare de meditație pentru mult timp. Da. În acel moment s-a folosit de informațiile pe care le-a transmis gralul acelui copil? A avut ca scop? Ceva deci anume? Informațiile transmise, copilul respectiv crescând, a devenit un filozof, să zicem. Un apărător al teirei, al
al drepturilor, al spiritualității, e ceva pe partea asta. Nu Mă cheamă. neapărat un, nu neapărat un, un religios, un, un preot și un religios. Îl văd mai degrabă ca pe un filozof, ca pe unul care duce, propagă informațiile care le-a primit, dar din alt punct de vedere al spiritualității, dar nu al religiei, nu știu cum să mă exprim. Am înțeles. Calib îmi vine numele. Calib. Ok. Și care devine el însuși, devine mai târziu un învățător, un... Îl văd că predă copiilor și le vorbește despre viață, despre altceva. E iubit. Lumea îl ascultă. Pe toată perioada vieții lui s-a folosit de... Odată și atât. Odată. Odată a intrat în rezonanță cu, cu gralul respectiv. Nici nu știa că e, ce obiect e, ce reprezintă. Pare ar fi acum învelit într-un într-un contenitor, un fel de contenitor de lemn sculptat într-un lemn de abanos. Nu e un obiect, un fel de o cutie, da, care nu e bogată, deci nu are niște inscripții bogate care să-ți atragă privința. E ceva normal, țărănesc, fără valoare. Ce învățături se dorea a ne transmite prin acest gral acum 10.000, 5.000 de ani? Vine că, să zic, de unitate. Că noi toți suntem de fapt unul. Da. Și de dragoste. De dragoste. Da. Și că toți suntem unul. De unitate, de dragoste. Da. De... deschidere către alte, de cunoaștere al universului, cunoaștere. Dar dragoste da. Mare, scuză. Nu, nu, e ok. Da, continuă. Nu, nu, dragoste, 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 o senzație de dragoste extraordinar. Am înțeles. Sfaturile, răspunsurile care vin ca niște metafore, cine le poate descifra? Numai persoana care intră în rezonanță cu gralul. Okay. Deci par niște cuvinte fără sens. Da. Dar persoana care a intrat în rezonanță cu gralul și a intrat în comunicare cu persoanele astea superioare, care am zis că niște îngeri, niște pleiadieni, ei transmit, mesajele lor sunt metafore și numai el poate să interpreteze metaforele respective. Numai persoana, umanul care a intrat în rezonanță cu gralul poate să interpreteze metafora care a fost transmisă, fraza metaforică care a fost transmisă de pleiadieni. Aceeași frază, dacă aș auzi-o eu, nu aș găsi un nu i-aș găsi un înțeles, un sens. Da. Mai observi ceva? Iar conceptul ăsta de a fi ales. Deci poate să fie oricine. Poate să fie un țăran, un da. Copil, da. Un și un bogat poate să fie. Însă are nevoie de... Deci, dar trebuie să aibă, să vibreze un, să vibreze, să aibă niște vibrații foarte înalte, de la 30.000 în sus. Am înțeles. Cât și să intre în contact, bineînțeles, să găsească gralul ăsta, să
pun, să fie în preajma lui, să intre. Când e deja de la, la îmi vine să zic iar altceva, când e în preajma graalului, da. Să, nu știu, fac un exemplu acum că e la, exemplu, că e la 100 de kilometri de graal, deja graalul îi transmite niște frecvențe care îl atrage, începi să-l cauți. Asta vreau începe să întreb, caute. Cum se activează graalul și câți oameni de pe planetă au această frecvență de a atrage frecvența graalului, Sfântului Graal? Deci, în momentul de față, nu vine un număr, îmi vine să zic că în decursul anilor, în contact cu Sfântul Graal, au rezonat 113 persoane. Da. De puțin. Dar de asta și conceptul de a fi ales, de a avea un semnificat foarte important. Nu oricine poate să intre în rezonanță cu Sfântul Graal. Unu, trebuie să fii în preajma graalului. Când ești deja la o distanță, am zis, 100 de kilometri, persoana care are frecvența asta, intră în rezonanță cu graalul, simte o agitație internă că trebuie să caute ceva. Și agitația asta crește pe măsură ce se apropie de graal. E ca și cum ca în jocul cu știi, rece, cald, călduț, fierbinte, foarte fierbinte. Deci ceva de genul ăsta până când ajunge în sfârșit să intre în contact cu graalul, cu obiectul. Ceea ce nu e... în momentul în care a pus mâna pe el, îi se deschid porțile altor dimensiuni. Reușește să se proiecteze în alte dimensiuni. Corpul lui rămâne acolo, pe pământ, cu obiectul ăsta, graalul în mână, iar sufletul lui deja se proiectează în alte dimensiuni, mult mai înalte. Și efectiv față în față cu pleiadieni, care îl învăluie de dragoste și de înțelepciune. Mari, număr de la 1 la 3. Da. Și ia contact cu unul din acei pleiadieni care au adus graalul pe pământ. La trei al meu. 1, 2, 3. Văd pare ar fi o, nu mai știu să vorbesc românește, o femeie. E de sex feminil, să zicem. Așa o simt că e cât de sex feminil. Dar seamănă foarte bine și oamenii, bărbații de femei. Da. O simt că e de sex feminil, ea. Foarte finuță, foarte frumoasă, foarte înțeleaptă. Are o frumusețe extraordinară. Tipul ăsta blond, ochi albaștri, piele albă, ca de lapte, părul în vânt, siluetă, îți inspiră dragoste, dragoste. E cu o mână întinsă. Da. Și ești atrasă de ea, de bunătatea ei, de înțelepciunea ei. Da. Simți că e... că nu e falsă, că ceea ce vezi în fața ta e adevărat, că e fără umbră de răutate. Deci ceea ce îți exprimă dragoste și e reală dragostea asta. Mari, întreabă, bunătate. Întreabă pe această minunată femeie, de ce au construit, au realizat acest graal? Care a fost inițial scopul? Și de ce l-au adus pe pământ? Era ca un fel de telecomandă de a intra noi în legătură cu ei. Da.
Dar s-au pierdut, erau foarte multe, dar s-au pierdut. De ce s-a pierdut? Ce s-a întâmplat? Sunt atât de vechi? Cât de vechi? Spune-i să ne spună un număr. 10.000 de ani. Că s-au pierdut în timp. Și au mai rămas foarte puține. Și acum există doar în mitologie, în cum ar veni povești, în pe auzit. Gralul este al lor? Da. De ce nu îl retrag? De ce nu și-l iau de pe pământ? Nu vor să-l ia. De ce? Pentru că e un fel de telecomandă de a intra în contact cu ei. N-au mai fabricat altele. Deci au rămas toate alea vechi de zeci de mii de ani. Dar e un fel de nu știu cum să zic, un fel de premiu, e ca un fel de premiu pentru noi, pentru umanitate. Foarte puțin poți să aibă acces la ei, un premiu, ca un premiu să ai acces la ei. Da. Înainte era plin, era foarte mult, acum s-au pierdut. Plin s-au distrus, plin. Plin, la ce te referi? Plin. La ce se deci referă erau mai plin? Multe, erau mai multe dispozitive, erau multe, multe dispozitive. Fiecare civilizație de pe vremurile a 10.000 de ani în urmă aveau cel puțin un obiect de genul ăsta pentru a intra în contact cu ei. Dar vorbim de 10.000 de ani în urmă, după care ele încetul cu încetul au început să se deterioreze, să se piardă, să fie... nu știu, să fie ascunse și să se uite de locul în care au fost ascunse. Lumea care îi păzea telecomanda respectivă, o avea în grijă, au murit, n-au reușit să tramandeze mai încolo, să dea din tată în fiu să-l de... Și s-au pierdut, au rămas prea puține în lumea de zi cu zi. Sunt circulă la modul de legendă, că ar fi. Ok. Mari, la întrebarea 13, de ce a fost asociat mitul pietrei filozofale cu mitul Sfântul Graal, a apărut mai multe dispozitive în India, China, Siberia, nu știe nimeni despre ele. Ce se întâmplă cu aceste dispozitive? Care este valoarea lor? Sunt activate. Au aceleași scopuri ca cel care noi îl denumim Sfântul Graal, de a intra în legătură cu ei. Văd toate dispozitivele astea care au mai rămas, sunt unite ca și cum ar fi unite printr-un film, printr-o rază, cu trebuie să fie un dispozitiv central undeva. Deci e un dispozitiv central care îl văd undeva deasupra Mării Mediterane. Deasupra, în interior, nu știu, la nivelul Mării Mediterane îl văd. La nivelul sau în... Deci... Da. Merge acolo. 1, 2, 3. Ești acolo. Observă. Pe fundul Mării Mediterane e un alt dispozitiv care colectează toate celelalte semnale de la graluri. Și la celelalte Graal, piatra filozofală, celelalte pe care le văd. Aha. Toate astea emit un semnal care se colectează în dispozitivul ăsta central pe fundul Mării Mediterane. Iar de aici, de pe fundul Mării Mediterane, pleacă un alt semnal care ajunge direct pe planeta Pleiadian. Pleiade. Câte sunt active din acele dispozitive care se raportează la dispozitivul central? Un număr? Da, un număr.
Active sunt toate, numai că unele sunt Toate. ascunse. Dar un număr, trebuie să le număr. Numărul. Trei pe partea asta. 4, 5, 6, 7 și încă unul aici. 8. Cel puțin 8 ar fi. 8, da. Cel puțin 8. 8, 9, cel puțin. Ce fac aceste dispozitive active în mod specific? Emit o frecvență. Da. E ca un... Emit o frecvență ca un fel de comunicare. Ce se comunică prin această frecvență? Care este scopul, intenția? Intenția ar fi de a pune legătură, e un tramite, ar fi un dispozitiv de legătură, un fel de generator de frecvențe extrem de înalte care să te pună în legătură cu ei, cu pleiadienii. E un semnal, un semnal care trece din Graal și din celelalte dispozitive în dispozitivul central, care e un fel de amplificator, da, care mărește semnalul ăsta și conectează cu planeta Pleiade, cu ei, cu cei responsabili de partea asta. Deci, dar văd cam tot poporul planetei, care o văd eu, e responsabilă de spiritualitate, de cunoaștere, de bine, de dragoste, de difundere dragoste. Parcă ar fi cam toți care îi văd acolo sunt ceea ce noi numim îngeri de bunătate, frumusețe, dragoste, sunt incapaci de a face rău. Deci nu-ți fac, nu fac, nu, nu reușesc să facă rău. Nu există în concepția lor cuvântul rău. Dar cei care îi văd în felul ăsta, da. Da. Atât văd. Ei, în momentul actual, trimit frecvențe către Pământ prin acest, când primesc frecvențele din dispozitivul central? Și cu ce scop? Ce se întâmplă? Urmărește. Ei, deci eu văd ca pe o cale, deci dispozitivul, da, în sine emite niște unde. Undele, dispozitivul emite niște unde. Undele astea... Dispozitivul central? Nu, sau nu ei? Dispozitivul central, zic de Graal. Vorbim de Graal. Toate obiectele astea care sunt, care au același rol ca și Graalul, sunt niște obiecte care emit ele, propriu-zis, niște unde. Undele astea se propagă în atmosferă și intră în rezonanță cu persoana respectivă care are vibrațiile astea înalte, care deci, ca și cum l-ar capta. Și da, din momentul în care l-a captat, îl atrage către obiectul ăsta. Deci vine, începe să fie neliniștit, să aibă o neliniște, să vrea să călătorească, să facă ceva și încetul cu încetul se apropie de către Graal și din ce în ce mai aproape, până când intră în contact efectiv cu Graalul. Nici nu știe că există. Că e Graal, nu știe că există numele ăsta de Graal, nu știe că are un rol atât de, că e atât de prețios, că are un rol atât de important, nu știe. Intră da, în momentul în care a pus mâinile efectiv pe Graal, atunci se produce conexiunea între el, Graal, de aici informația se transmite în cel central care amplifică informația asta, și el efectiv vine proiectat el pe pleiade, da, în fața pleiadienilor. Nu vin pleiadienii jos. Se duce el către pleiadieni și da, are loc o conversație, da, în care îi se transmit mesaje, o conversație, pune întrebări și îi se răspunde, dar îi se răspunde în metafore.
Pe urmă, el se întoarce, pe același sistem se întoarce și revine și rămâne cu mesajul ăsta la care el găsește sensul metaforei respective. Da. Înțeles? Am înțeles. Acum am înțeles. Am înțeles. De aceea am insistat. Da. Deci e un pic complicat că nu mai... Deci de asta sunt puține persoane care rezonează efectiv cu obiectul ăsta și cu celelalte obiecte care mai sunt prin lume, care au diferite nume. Unele sunt pierdute, unele sunt deja, le văd bine încastrate în gheață, în pământ, în sub apă. Da. Am înțeles acum mesajul. Dar sunt funcționante astea care sunt, care le văd eu. Da. Probabil că peste timp și timp un cercetător, un arheolog are chef să caute prin gheață în Siberia și caută și caută pentru că are neliniștea asta internă, că trebuie să caute ceva, are frecvența aia care trebuie și caută, caută până când dă de un altul în Siberia și nu știe ce fel de obiect e. E un obiect. Dar când pune mâinile pe el, intră rezonanță cu el și atunci are experiența asta, o experiență mistică. Spirituală, care schimbă viața total. Care îl detașează de material în special. Deci de material și de dualism. Da. Nu mai are valoare, nu mai au valoare banii, case, mașini, haine. E altceva. Percep când vor fi activate toate cele 8-9 dispozitive în viitor? Care vor transmite simultan informații persoanelor care vor la legătura cu ele? Deci dacă s-ar întâmpla, da. Ce s-ar întâmpla dacă în simultan ar fi, s-ar descoperi, ar ieși la iveală toate dispozitivele și ar fi în simultan toate activate. E o trezire spirituală generală. E ca un Big Bang spiritual de trezire a planetei. E ca o explozie de informație. Ok. Număr de la 1 la 3 și spunem ce percepi sau vizualizezi că se va întâmpla în viitor, când se vor activa aceste dispozitive. 1, 2, 3. Deci am văzut-o ca pe o ca pe o bombă nucleară de energie pozitivă care activează fiecare persoană. O trezire spirituală universală, generală, la cum nivel s-a format global. Contextul? Deci, la ceea ce mi-ai zis tu, dacă ar fi descoperite toate, da. Și ar intra toți în, ar intra persoanele astea care reușesc să intre în rezonanță toate în același timp, să fie sincronizate toate între ele, s-ar produce o bombă nucleară de informație, de energie pozitivă, o trezire spirituală universală, generală. Se difunde informația de parcă ar fi un nor de bine, de trezire și oamenii dintr-o dată îi vezi că parcă s-ar trezi dintr-un somn adânc și ar înțelege. Ar înțelege universul, scopul. Foarte bine, Mare. Noi, acestea au fost întrebările pentru acest protocol de investigare. Vreau să te deconectezi de la toată informația pe care ai văzut-o astăzi. Eliberează de eventuale reziduri energetice, închide câmpurile și portalele și să te pregătești pentru a ieși din hipnoză. O să număr de la 1 la 3 și la 3 o să fii aici în prezent. 1. Te deconectezi de tot și de la toate, îți înlături toate blocajele și rezidurile și simți
cum corpul tău își echilibrează frecvențele la valoare ideală pentru tine. Corpul tău se încarcă cu forță și energie. 2. Simți o senzație de bine care îți cuprinde acum corpul, o senzație de bunăstare, o senzație de odihnă, o senzație de pace care te va însoți mereu și pretutindeni. Te simți bine, corpul tău devine din ce în ce mai puternic și energic. 3. Poți să deschizi ochii. Ești prezent aici și acum. Mulțumesc pentru această sesiune, Mari. A fost și foarte frumoasă. Foarte frumos și pentru mine. Foarte frumos. Da. La revedere! La revedere! Acum vă las cu Calo. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione, a dove arriva, è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte
a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio, Caio, Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? Queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma
di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia. O se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo. E che più ne ha, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglio andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo. Si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una precisione
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? L'ANSA in Italia? ADN Cronos? Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione, e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche. E l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao!